Manifestarea cultural-științifică dedicată eroului din Dobrogea, de la Uituz și Mărășești, unde a comandat Armata I, decorat cu Ordinul Mihai Viteazu, clasele a doua și a treia, Legiunea de Onoare și numeroase distincții oferite de țările aliate în timpul războiului de întregire a neamului, inclusiv săbii de onoare, a fost organizat împreună cu Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria, filiala Argeș. Cea de-a noua manifestare cultural-științifică, organizată în anul centenar 2019 pe teritoriul județului Argeș de către Centrul de Cercetări Istorice Preotul Gheorghe Icotenescu, a pus în prin plan mausoleul de la Mărășești și câteva personalități la nivel național ale vremii. Generalii Eremia Grigorescu, Constantin Scărișoreanu și Gheorghe Rasoviceanu, preotul capitan Gheorghe Cotenescu, ofițer în rezervă, ofițeri de elită care s-au acoperit de glorie eternă în campanie, militari care merită pe deplin prețuirea românilor de pretutindeni. În prezent, preotul dâmbovițeanu mușcelean Gheorghe Cotenescu este cetățean de onoare post-mortem în 4 localități din 3 județe, Argeș, Bihor și Iași, în localitățile Câmpul Lung, Stoienești, Beiuș și Iași. Conferința a prezentat și informații inedite privind martirajul eroilor și al urmașilor acestora în temnițele comuniste. Anul acesta, Centrul de Cercetări Istorice Preotul Gheorghe Icotenescu a mai organizat 8 conferințe centenar. Pe 19 martie, Conferința Națională Rezistența Armată Anticomunistă Mușceleană, colonelul câmpulungean Gheorghe Arsenescu și oamenii săi, episodul 3, începutul sfârșitului, anul 1949, la primăria municipiului Câmpul Lung. Pe 6 iunie, de ziua eroilor, Conferința Națională Centenar, mușceleni decorați cu Ordinul Mihai Viteazu la Cercul Militar din Câmpul Lung. Pe 1 iulie, Conferința Națională Centenar Nicolae Iorga, Liga Culturală, Universitatea Populară de la Văleni și Mușcelenii la Protopopiatul Câmpul Lung. Pe 30 iulie, Conferința Națională Centenar de la Nistru până la Tisa cu Regimentul 9 Vânători, martirajul ofițerilor Dabija, Rasoviceanu și Cotenescu în închisorile comuniste la Cercul Militar din Câmpul Lung Mușcel. Între 1 și 3 septembrie, Simpozionul Internațional Apel la Memorie, Victimele Războaielor, ediția a doua, la Protopopiatul Câmpul Lung. Pe 12 septembrie, Conferința Națională Centenarul Înființării Societății Cultul Eroilor, 12 septembrie 1919, 12 septembrie 2019, la Liceul Teoretic Dan Barbilian. Pe 10 și pe 11 octombrie, Conferința Națională Centenar Octavian Goga și Mușcelenii la Protopopiatul Câmpul Lung și între 21 și 22 noiembrie, Simpozionul Național Centenar Clerici Români în Războiul de Întregire 1916-1919 la Mănăstirea Nămăiești.